ce să spun, nu știu cum să... Că nu sunt un bun cronicar să-i dau așa de bine, pe cum merită valoarea poeziei pe care a scris-o. Și bineînțeles, autorul. Eu am 3 copii și o nepoată, nici nu am lângă mine. Mulțumesc la fel. Și într-o zi, mai de mult, mă va apuca și eu să scriu. Dorul de blăstari. Ne pleacă fiii în alte zări și fiicele ne pleacă, bătând ostile depărtări spre o trăire seacă. În trista viață de pripas, printre furtuni străine, doar o icoană le-a rămas fecioarei să se închine. În țara în care s-au născut și au văzut lumina, prosperă în chip nemai văzut, roția și ruina. Iar pentru ei nu mai e loc decât cel mult pe lături, că s-au născut fără noroc și fără bani în conturi. Din vetrele unde au ajuns, spre casă gândul zboară și află de la noi răspuns în lacrima amară. Un telefon din când în când ne aduce câte o veste și împotoresc abia oftând gândirile tempeste. Răspund cu sufletul arzând și vorba mi-e grăbită să spună tot ce am în gând și în inima împietrită. Iar convorbirea când s-a scurs, la timpul îi aripă, captiv între surâs și plâns, sărut trecuta clipă. Le caut chipul în zadar, visând peste fruntarii, îngândurat ca un stejar ce și-a pierdut blăstarii. Și tot mă rog la Dumnezeu, când dorul greu mă apasă, trimite, Doamne, Duhul Tău și adune prunci acasă. Da.